Suntem într-o perioadă neordinară, bizară, avară de literatură, uneori prea plină de singurătate, prea plină de o frică, de o angoasă. Dar în aceste timpuri a apărut o antologie în revista Persoana în jurul coronavirusului. Ne-a adunat pe mai mulți scriitori, datorită editorului și redactorului domnului Evstratie, și am considerat că în acest timp este nevoie de poezie. În lângă noi se află domnul Titu Știrbu, cel care știe să extragă din angoase zâmbete, din incertitudine ironie, din neclaritate adevăruri. M-a întâlnit coronavirus, m-a întrebat Netaie Titus. Da, am spus, glas așa, moale, îmi ești rimă, fugi din cale. Într-adevăr, niște timpuri foarte nenorocite pe capul lumii întregi, nu numai pe capul Moldovei noastre. Mă gândesc cel mai mult la generația de copii care crește astăzi, având lecțiile online, neavând alături profesorul, neavând alături colegul, neputând pune întrebări, neputând răspunde la întrebări și așa mai departe. Deci am atins și tema asta a elevilor, pentru că ei sunt probabil cei mai năcăjiți astăzi și mă neliniștește cum va exista sau cum va conduce o țară, o generație de copii când vor crește mari, trecând prin așa o perioadă tristă. Desigur că tema pandemică este, nu pot să fii neapărat trist toată ziua, năcăjit, pentru că viața este viață și de atâta m-am străduit în cele ce am scris pe parcursul lunilor, pentru că aproape în fiecare lună am scris câte ceva, ca să mai dezmorțesc sufletele oamenilor, să fie un pic mai vesel. De atât am scris și o serie de epigrame, sau mai bine zis, un fel de, cum dacă să zice rus, un fel de ceastuște, dar chiar ar trebui să citesc și din ele, da? Eu zic, cum am spus dumneavoastră, să mai dezmorțim spiritele celor care ne ascultă de la Biblioteca Centrală, Biblioteca Municipală Bogdan Pețiu Hașdeu, și fiindcă sunteți invitatul nostru și probabil și dumneavoastră sunteți avid de comunicarea cu cititorii, în special copiii, pentru că știu cu aceștia obișnuiați să vă întâlniți, dar de data aceasta zic că este o ocazie să vorbiți și celor maturi, părinților, cetățenilor. Da. Prima poezie pe care am scris-o, chiar am riscat, deci să ies în oraș să văd ce se face. Și uite ce am văzut eu în martie, la 31 martie, anul 20. E martie, e soare mult sub cer, oraș pustiu, castan cu muguri verzi, pe bulevard doar câini vagabonzi și un troleibus cu un singur pasager. Oraș scăldat de razele săgeți, dar orășenii lui săraci, bogați, stau cu minciori prin case încătușați, că-s urmăriți de un vânător de vieți. Și fiindcă ajung la un vânător de vieți, la un cos de bulevard, cu ochi mari ca de smarald, ca cu ochi mari ca de leopard, stă un virus cu coroană și tot cere de pomană. Drept vă spun, nu-l văd deloc, dar îl simt și intru în joc. Virus, bună dimineața, îmi răspunde, hai dă-mi viața. Vai,
Dar ce hapsân mai ești, nu mai vezi de om, cerșești. După bani te-ai dus departe și te întorci acum cu moarte? Cine ți-a permis, la vamă, te omor cu o epigramă, te închide într-un beci și rămâi acolo în veci. Hai să trecem la epigrame. Chiar că e bine, oameni buni, că ați mai stat închiși cu mască peste 5 ori 6 luni, tare nu ți-o să se nască. Azi auzi, din orice casă, melodii de primăvară. Unul cântă, stai în casă, altul cântă, ieși afară. Cu amenzi nenumărate, crește numărul în registru. Le va achita pe toate ce ne credeți, prim-ministru. Stau de o lună închis în casă, pisco virus din oraș. Parcă nu prea am pe masă, însă nu știu cum mă îngraș. Singuril prin casă, tinde, un pahar să închin, un pahar de cu cine să închin? Mă apropii de oglindă. Hai noroc, e un vin divin. Stai din ce în ce, știi din ce în ce mai triste, de pe linie de foc, mari concerte cu artiste nu mă încălzesc deloc. Cu oraș în carantină, Ștefan Vodă și Glodien, este vreun străin de vină, nu mi spune moldoveni, este în prag o zi măreață, venea prin Paștele de aici, ouă roșii, flori de mac, prima dată în asta viață, numai coașem cozonac. Nu e traiul ca înainte, nu i-am pomenit pe moți, căci lăcașurile sfinte sunt cu lacă de la porți. Toată ziua ca pe ace, mă tot uit prin geam mereu, dacă nu prea ai ce face, mai ascultă ce am scris eu. Ei, hai să revenim totuși la copiii noștri, pentru că și ei sărmani sunt în perioada asta tristă. Discută doi colegi la telefon. Salut, ce faci? Eu sunt Ilarion. La fel ca tine, sunt priponit în casă și mi-e urât ca unui rac în plasă. Sunt 6 luni, dar pare o veșnicie, mămuca mamei ei de pandemie. Eu ieri am fost la Nina pe o spețe, colega noastră cea cu două fețe. De ziua ei am dăruit o mască, să nu mai văd pentru olibus cu un cască. Dar pe de-o parte chiar e bine foarte. La ce ne trebuiește atâta carte? Vom sta prin case, ca broscuța în baltă, ne tot vor trece dintr-o clasă în alta. Nici note în agenda nu ne-or pune și nici mincinuieli părinților nu-mi spune. Pe așa urgie, cum să nu urăști? Adio. Vă duc să-mi cumpăr măști. Și o altă, o continuare în fond. Te sun ca să te întreb ce faci. Mă uit la frunza din copaci. Și așa o zi întreagă stai, dar cărți ca să citești nu ai, aveam o carte cu povești, dar ai cu litere rusești. Deci de școală, spunem, nu ți-i dor, fac lecții la calculator. Deci pandemia e cu noroc. Sunt lecții, dar nu-mi plac deloc, căci ele nu știu cum pe dos, nici nu pot să spun că aduc folos. Nici tu întrebări, nici tu răspuns, muștar curat pe hrincă uns. Zic, am și clopoțelul meu și-mi fac repaus, nu vreau eu. Cu noi, ei tăi colegi, te împaci, cam pletitura la colaci. Părinții mei doar nu sunt pe aici. Eu sunt cu traiul la bunici, bunicii n-au calculator și eu mai lenevesc cu spor. Iată tragedia noastră astăzi, pentru că majoritatea copiilor cu mare regret nu au calculatoare. Sau dacă chiar le dă cineva calculatoare, le dă sub răspundere că trebuie neapărat, așa zic, să nu cumva să-l deteriorezi, de altfel o să trebuie să-l achizi.
Și bunicii, în cazul dat, nici nu prevor să iei calculatorul ăsta acasă pentru nepotul lui, pentru că dacă Doamne ferește să strică, ei și așa nu pot exista cu pensia lor, trebuie să duce la să-l mai plătească. De asta, care a editat-o tot un scriitor de-a nostru, Serghei Astratiev, sunt foarte multe lucruri, pe mine m-au impresionat foarte multe lucruri, îndeosebi o povestire a lui Grecu. Mulți dintre autorii acestei cărți au trecut prin spitaluri cu această nenorocită boală pe capul omului. Cum au rezistat ei? Cum au ieșit din această situație tristă? Puteți găsi în această carte, dacă nu o găsim, o să lăsăm la biblioteci câte un exemplar. Cine o să vrea să facă cunoștință cu lucrările scriitorilor care sunt adunați în această carte, antologați în această revistă, poate trece la bibliotecă și găsi această carte, cel puțin eu însă las la biblioteca respectivă și poate la biblioteca, la bibliotecile mele din Maha, la botanice. Da, într-adevăr, dar nu e neapărat dumneavoastră să lăsați, pentru că au fost foarte bravi organizatori, cum ați spus dumneavoastră, domnului Ilustrativ a avut grijă și este la fiecare din bibliotecile municipale Bogdan Petrecu HBO, da, da, la bravo, toate filialele. Eu zic că și această întâlnire a noastră este un moment de legătură dintre carte și scriitor. Vă mulțumesc! Suntem la Biblioteca Centrală, Biblioteca Municipală Bogdan Petrecu HBO. Împreună cu dumneavoastră este Victoria Fonar și astăzi am plăcerea să vă prezint antologia împotriva coronavirusului, momente pe care a fost inițiate de domnul Serghei Ilustrativ, care a avut o idee, după mine, foarte interesantă. Vă perseverez cu un text pe care l-am semnat și care a fost ales în această antologie. Stăm acasă. Acasă. Zilele încep să se asemene. Una cu alta, ca niște mărgele, le punem pe șirag, de aceeași mărime, de aceeași culoare. Simt cum în piept mi se zbate inima ta, ea-mi șoptește. Pulsul constant înseamnă rezonanță în certitudine. Ce poate fi mai bine într-un spațiu incert? Cu crematorii, 24 din 24, stăm acasă. Să ne facem din zile bijuterii în albumul familiei. Înnot cu fața spre cer. Azi, înnotând pe spate, mă gândeam cum, într-un dreptun de bazin, poți vedea atâta cer. Cerul meu de azi nu avea orizonturi. Orizontul era corpul meu care simțea cum se mișcă mâna. Din apă spre cer și din spre cer, în apă. Fiind în mijlocul Chișinăului, într-un miez de martie, cerul îmi arăta spectacolul, transformă norii în fâșii, brăzdându-le în albastru. Cât de liberă poți fi, înotând într-un dreptunghi, departe de mare, dar cu atâta cer aproape. Chișinău, o nebuloasă din petale de cireș. Câte petale au ales să desfășoare concursul la cel mai frumos dans din univers? Balansează pe la ferestre, fac reverențe la balcon, glisează pe pervaz și își continuă proiectul Chișinău în nebuloasa petalelor de cireș. Efemeride astrale. Dansează floarea de cireș cu dor de primăvară, ea ne invită în povești. Azi o privim prin geam afară, petalele în ritm de vals planează grațios pe treptele înfierate în aer, azurul se punctează în alb și cerul lui Van Gogh în noaptea înserată, natura o transpune în zi încireșată. Interiorul sumbru cu zilnice coordonări de sucursale se lasă eclipsat de lumina din valurile ideilor petale, devin univers. Aceste efemeride locale încorporează totul
în evenimente astrale. Sunt texte care au fost scrise într-o admirație a florilor de cireș, dar de data aceasta erau privite doar din geam, pentru că era timpul care ne-a încorsetat să stăm acasă. Infinitul din punct. Ai dezlănțuit pustiul și infinitul a prins să-mi contureze corpul. Devin ușoară, zădărnicim galaxii, ne redescoperim că avem un suflet, o liniște de vifor ne ia pe sus. Stihia nu mai e himeră, se împarte la doi, o ascundem în sânge. Infinitul e o parte din noi. Centura lui Orion. Cerul se reflectă în apă, așa cum noi ne căutăm în privire. Norii se aranjează după valuri, undele apelor se adună după nuanța norilor. Tu mă oglindești, eu te oglindesc. Ochii noștri sunt dornici de zbor în adâncimi de zare. Rațele se adună în constelații, de parcă ar fi centura lui Orion. Nuferii s-au închis, ne păstrează visele. Timpul ne dezinfectează. Aroganța ne dă libertate, fricile ne organizează, dorințele ne dezvăluie viața în a o iubi. În cea mai scurtă noapte ne hidratăm cu cel mai lung asfințit. Cerul montează spectacolul pe un deparcader atemporal în care ne ține de mână. Ținând cont că pandemia nu a permis să vină toți scritorii care sunt în această frumoasă selecție, în această antologie, mă bucur să o avem alături pe Tatiana Afanasie Crăciun, care valorifică texte ce nu poate lăsa cititorii indiferenți. Anonimă. Sunt o anonimă care a trăit în anonimat un sfert de veac. Între patru pereți pe care am încercat să îi îmbrac de sus în jos în straie din slove. Am scris și n-am sesizat, n-am observat când părul a încărunțit, când am ajuns cu poemele mele la ușă. În sfârșit am ieșit afară, am văzut soarele și oamenii pe care îi salutam și îmi răspundeau doar cu privirile. Mă conduceau iscoditor, mă urmăreau ca pe o stafie întoarsă din trecutul hibernal. M-am întors între pereții mei, am închis ușa și mi-am zis în gând: sunt o anonimă pentru ei și așa voi rămâne pentru totdeauna. Pandemia și eu. În casa mea de mult nu a mai fost nimeni. Doar pandemia și eu, care mă deplasez în genunchi după o cană de apă și îngerul păzitor care mă ajută să o iau de pe masă. Vin în ospeție doar visele, dar și ele nu toate bune, ca și oamenii. Doar speranța îmi sugerează că o să fie bine și o să merg prin clumbele cu flori, o să alerg pe malul Mării Egee, pe nisipul încins, acolo unde mai trăiește fericirea. De la poezie la proză. Banii și plânsul. Și de data aceasta a venit acasă, fără să-și anunțe mama din timp. Maxim a intrat în casă cu un braț de flori, ca de obicei a adus trandafiri de culoare roșie. O strânse la piept, îmbrăcând-o în aceste flori mirositoare, în care Vera a și vărsat primele lacrimi de bucurie. A început să-i tremure mâinile de emoție. Căuta unde să pună florile, cum să le așeze mai bine.
dar nu putea să-și ia ochii de la el, de la scumpul lui fecior, care îl vedea tot mai rar și atunci în trecere. S-a făcut bărbat în toată legea, dar pentru ea tot a rămas copilul mamei. Când a apărut pe lume, a fost cea mai fericită. Era primul ei copil, așteptat cu mare dragoste. Vera alerga prin casă, tot aducând pe masă toate bunătățile ce le mai avea prin casă. Toți îl întreba și îl întreba despre toate ca să reușească ca fiecare mamă să mai afle cum o mai duce acolo, în țară străină, printre oameni străini. Niciodată nu și-a imaginat că o să plece de lângă ea, feciorul ei drag, pentru a-și menține existența. Maxim răspundea la întrebările mamei printre apelurile telefonului, care parcă în adins suna într-una. Cei care sunau nu știau că mama își așteaptă și ea rândul să mai răspundă și ei feciorul. Așezând fructele pe masă, ca prin vis a auzit o frază: ajung în jumătate de oră. Verii i s-au muiat picioarele. Știa că mai are la dispoziție câteva minute și că nici la masă nu o să se așeze, ca de fiecare dată. Și de data aceasta ești în trecere, ai venit doar să mă vezi și să pleci mai departe, spuse Vera în șoaptă, în gândul ei stins predomina înțelepciunea. Nu voia să o vadă feciorul plângând. Maxim și-a cuprins mama, a sărutat-o, i-a pus în mână bani și a plecat. Și de data aceasta vrea să-mi cumpere plânsul, s-a gândit Vera. Dar nu i-a reușit. Nici nu a apucat bine feciorul să coboare scările, că plânsul s-a întors la Vera și a lovit-o drept în inimă. S-a prăbușit în fotoliu. Lacrimile se rostogoleau peste banii din poala rochii, peste banii supărați și ei, pentru că nu și-au îndeplinit menirea. Copiii nu știu că plânsul mamelor nu poate fi cumpărat cu bani. Plânsul mamelor nu are preț, plângea Vera amintindu-și de mama ei. Da, și ea făcea același lucru cu mama sa. Voia să-i cumpere plânsul. Dar cred că nu i-a reușit niciodată, cum nu reușește nici fiul ei. Copiii doar nu știu că atunci când ei pleacă, în locul lor rămâne plânsul și trăiește în comoditate până data viitoare. Copiii nu cunosc acest secret până nu devin și ei părinți. Vă invităm să descoperiți cum scriitorii au fost inspirați, au trăit în singurătate, au trecut prin durerile lor, prin momente de restriște, pe locuri poate cu zâmbet, pe locuri cu alt fel de perspective, unde singurătatea este nu numai angoasă, nu numai moment de incertitudine, dar este și un spațiu în care se poate de dezvăluit valori. Între un trecut și un prezent, între un viitor presupus și unul dorit de a fi plin de lumină, vă îndemn să descoperiți această antologie, care poate fi găsită la oricare filială din filialele Bibliotecii Municipale Bogdan Petricecu HD. Dezvăluiți cuvântul!